Și mie ce ai pățit? Văd că ți-a fost casa... Și mi-au intrat în casă, mi-au spart toată casa. Ți-au furat bunuri? Da. Au luat ceva bijuterii de-a lui copii, de-a lui nevastă, mi-a niște telefoane. În principiu ce văd? Deocamdată încă nu știu multe ce au luat de acolo. A, deci încă n-ai intrat să verifici tot? Nu, nu. Am chemat poliția, că așa e normal. Te așteptai la așa ceva? Că tu aici n-ai avut probleme cu oamenii sau... Nu, n-am avut niciodată probleme, nu mă cer cu lumea, n-am treabă cu lumea, mi-au intrat în casă. Bănuiesc cine sunt. Eu bănuiesc cine sunt. Camere nu ai avut, camere nu, sau camere, ceva? Nu, camere că nu am miliarde, să ascund, n-am avut ce să fac pentru chestia asta. Nu, dar tu n-ai avut probleme aici cu oamenii în colonie sau ceva, că te cunosc toți, de da, fapt. Da, exact. Exact. Și când ai venit de la... De la... Acum, la ora 12, că așa s-a terminat acolo, am venit acasă și când am venit am găsit geamul spart, deschis, și toată casa răvășită de la o parte la alta. A, deci răvășită casa? Toată casa. Toate dulapuri, uși, până și în baie. Care stă pe mașină? Tu vezi un bodyguard la mașină asta. Parchează cum trebuie. Nu vorbi cu mine. Nu vorbi cu mine, că te rog. Da, nu, tu mi-o spart acum. Frate, tu dă-i morți, mai rău, deja... Până trebuie cum mă scapă. Da, se prindă. Da, se uită în gratul la țiganul. Poarta nu a fost numai cu clanța, a fost sărit prin spate, pe aici, prin curți. Să fata, eu știu, pe dulap, la ea, acolo, în pat. În cameră cred că mai repede în pat la ea au fost, în camera asta de mijloc. De ce mi-a da, tu chiar și ca să facea. Aia. Dar nu pune eu la. Aia care mi-a zis, azi, de ce? Deci ăla, sau să mă trăi 10. Deci S, da. Până l-am luat acum de o lună. Hai. Ce mai e mai trapul? Hai. Hai, Costel. Ține ușa așa, ca să fie. Aici, Costel, aici aproape. Așa. Bun. Bun. Vreau să văd și eu ce se poate întâmpla. Mi s-a spart casa. De afară filmăm. Ține-ți, ține-ți de ușa. Ține-ți ușa deschisă. Ține de ușa. Costel. Așa. Ce tot v-ai vorbit? Auzi că să așteptăm. Să așteptăm, auzi, până vine peste noi, auzi. Și atunci ai să prindem noi, că ei nu.
Hai, Costela. Așteptă-mă, poate. Hai. Așteptă mâine la poliție și vedem ce se poate face. Asta este. Ce? Și ce ți-a zis poliția? Să te duci acasă, să stai liniștit? Să aștepte rezultatul poliției mâine. Adică hoții sunt nevinovați cum ar veni. Da. Hai să merem unde să merem. Hoții. Nu mai vorbim atunci. Când vine și tu, tu ești prin casă, vezi ce îți mai lipsește. Să te duci cam cât ai aici, știi? Hai să ne spunem, nu? Da.